Consilierii locali din reședința de județ vor adopta miercuri 10 februarie într-o ședință extraordinară ce se va desfășura în sistem online bugetul general al municipiului Deva pentru anul în curs. Bugetul este unul extrem de generos de aproape 434 de milioane de lei sau altfel spus aproape 87 de milioane de euro, iar un procent de peste 50% din acesta va fi alocat către investiții. Municipalitatea își propune pentru acest an demararea unor proiecte cu finanțare europeană care vizează modernizarea mai multor zone din oraș, inclusiv în cartierele mărginașe, precum Micro 15. Tot ceea ce înseamnă contractele semnate pe fonduri europene, la care s-a muncit foarte mult în anii precedenți, au ajuns în faza de implementare în acest an 2022 și vom începe șantierele. Aici mă refer pe Alea Străiului, deci jumătate din cartierul Micro 15, care va fi reconfigurat pe partea de regenerare urbană, pistele de biciclete de la piața agroalimentară și molul Deva Mall, pe ambele sensuri până la sensul giratorul din Dorobanț, deci Bulevardul Decebal, 22 decembrie, vor fi reabilitate complet. Piața Aice Brătianu, piața Operei. Pe lângă alte investiții ce vor demara în acest an, primarul Devei, Florin Oancea, a precizat că vor continua și cele aflate în derulare. Un exemplu concret fiind lucrările de la cetate. Discutăm de incinta 1 a cetății, unde anul trecut s-a semnat contractul de execuție, s-a emis ordinul de începerea lucrărilor și se lucrează în plin. Sperăm ca în primăvara anului 2023 să finalizăm. E vorba de noua telecabină, care deja a fost montată pe șina de rulare, dar se mai lucrează, bănuiesc că din februarie, când temperaturile vor crește, vor începe lucrările la partea de construcții, la bază și sus, la susire. Sunt foarte multe investiții pe care le vom demara în acest an 2022. Comparativ cu 2021, bugetul general al municipiului Deva pe anul în curs este mai mare cu 45,3%.